Frați și surori, pentru cei ce aveți Bibliile la dumneavoastră, vă rog să le deschidem, să citim un cuvânt din partea Domnului, un cuvânt care ne poate aduce pace, ne poate zidi după masa aceasta, ne poate binecuvânta. E cuvântul Domnului și tot cuvântul lui Dumnezeu este spre binele și folosul nostru. De aceea să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la Evanghelia după Luca, la capitolul 19, și vom începe citirea cu versetul 29 în jos. Luca, capitolul 19, începem citirea cu versetul 29, intrarea lui Iisus în Ierusalim. Când s-a apropiat de Betfage și de Betania, înspre muntele numit al Măslinilor, Iisus a trimis pe doi din ucenicii săi și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră. Când veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat pe care n-a încălecat nimeni niciodată. Deslegați-l și aduceți-mi-l. Dacă vă va întreba cineva pentru ce îl deslegați, să-i spuneți așa: pentru că Domnul are trebuință de el. Cei ce fusese rătrimiși s-au dus și au găsit așa cum le spusese Iisus. Pe când deslegau măgărușul, stăpânii lui le-au zis: pentru ce deslegați măgărușul? Ei au răspuns: Domnul are trebuință de el. Și au adus măgărușul la Iisus, apoi și-au aruncat hainele pe el și au așezat pe Iisus călare deasupra. Pe când mergea Iisus, oamenii își așterneau hainele pe drum. Și când s-a apropiat de Ierusalim, spre coborâșul muntelui Măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzusere. Ei ziceau: binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile prea înalte. Unii farisei din Orod au zis lui Iisus: învățătorule, ce arătați ucenicii? Și el a răspuns: vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis: dacă ai fi cunoscut tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți ia pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrășmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile, te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi, din mijlocul tău, și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Amin. Ocupați, vă rog, locurile. Dragii mei, Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Dumnezeu să ne binecuvânteze, că e o zi de sărbătoare. E o zi binecuvântată. Și zice Biblia, dacă doi sau trei se adună în mijlocul, în numele Domnului, Domnul este în mijlocul lor. Suntem mulți în seara aceasta, suntem destuli ca să credem din toată inima că este Domnul prezent aici. Slăviți să fie Domnul! Și când Domnul este prezent aici, El are un scop precis, în primul rând să ne vorbească, să ne cheme la pocăință, să ne zidească, să ne pregătească pentru viața veșnică. Că până la urmă, ce e mai important? O viață bună aici sau viața veșnică împreună cu Dumnezeu? Eu cred că viața împreună cu Dumnezeu aici și acolo e cea mai importantă și pentru aceasta va trebui să ascultăm de Domnul în fiecare zi, să privim înspre voia Lui, să lăsăm să ne vorbească și în seara aceasta, după masa aceasta, aș dori ca Dumnezeu să ne vorbească, dragii mei. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu întotdeauna are ceva de corectat în viața noastră, are ceva de vorbit, dragii mei, și Dumnezeu să o facă și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Dumnezeu să ne ajute. Dragii mei, am cântat și ne-am bucurat în cântare. Și parcă la sărbătoare îți place să te bucuri. Și ne bucurăm nu doar că ne bucurăm să stăm împreună, ne bucurăm că Dumnezeu a făcut o lucrare mare de tot pentru noi. Și e vrednic Dumnezeu să primească lauda și bucuria noastră, dragii mei, că am venit în casa lui Dumnezeu să ne bucurăm împreună și să-L onorăm pe Domnul, slăvit să fie Domnul. Dragii mei, titlul predicii mele din după masa aceasta vreau să fie și o întrebare pentru fiecare, la care răspundem fiecare, oricum răspundem.
Răspundem, nu trebuie să răspundem cu voce tare, dar răspundem cu atitudinea noastră zilnică. O răspundem sigur. Cine este Iisus sau Domnul Iisus pentru tine? E o întrebare personală. Adică pentru noi, dar e personal. Cine este Domnul Iisus pentru tine? La întrebarea aceasta va trebui să răspundem fiecare. Și asta o facem în fiecare zi, dragii mei. O putem spune acum, da, Domnul este păstorul meu, așa cum zice Psalmul 23. Dar e real? E marea întrebare. Suntem înaintea Domnului și trebuie să răspundem la această întrebare. Eu m-am gândit să privim câteva lucruri care sunt importante pentru noi. Ca răspuns la întrebarea aceasta, cine este Iisus pentru mine? Cine ar trebui să fie Iisus, Domnul pentru noi, dragii mei? Și Dumnezeu să ne binecuvânteze, să privim ca să fie așa cum vrea Dumnezeu, dragii mei, că pentru unii Domnul Iisus e doar iertătorul de păcate, atât. După ce a păcătuit, vine la Domnul și se mărturisește și dacă e nevoie, ia și un frate slujitor și merge iarăși în viața lui. Dar nu asta vrea Dumnezeu, e prea puțin. Și asta e o lucrare a lui, o lucrare deosebită. Dar nu-i doar atât, dragii mei. Și noi răspundem în fiecare zi ce este Domnul Iisus pentru noi, în fiecare zi. Când nu ascultăm de Domnul Iisus, într-o zi îi dăm un răspuns în ziua aceea Domnului. Ce este El pentru noi? Când îl trăim în sfințenie, la fel, îi răspundem prin atitudinea noastră, prin trăirea noastră, cine este Iisus pentru noi. Dragii mei, Dumnezeu să ne ajute ca El să fie Mântuitorul nostru. Amin. Dragii mei, primul și primul răspuns aș vrea să fie acesta, chiar acesta care am zis. Iisus vrea să fie pentru noi Mesia, Mântuitorul, slăvit să fie Domnul. Asta vrea El să fie pentru noi, Mântuitorul. Aș vrea să vă spun că sărbătoarea aceasta, intrarea Domnului în Ierusalim, descopere câteva funcții a Domnului Iisus Hristos prin venirea Lui pe pământ. Și prima funcție sau prima slujba Lui este aceasta, Mesia, Mântuitorul. Dragii mei, când a venit Domnul Iisus și a intrat în Ierusalim, asta a vrut să transmită oamenilor. Asta a vrut să le spună oamenilor, dar oamenii n-au înțeles. Știți ce zice Ioan în capitolul 1, versetul 11? A venit la ai săi, dar ai săi nu l-au primit. Iisus a venit la ai săi, a venit la evrei, la Israel, la Ierusalim, dar ei nu l-au primit. Și zice Biblia în versetul 12, dar tuturor celor ce l-au primit le-a dat dreptul să se facă copil al lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Asta e identitatea noastră, dragii mei, că l-am primit pe Dumnezeu în viața noastră, că l-am primit. El, Domnul Iisus, a venit la Israel, a venit la săi, a venit cu mesajul acesta și venind în Ierusalim a vrut să le transmită tuturor că El e Mesia, Mântuitorul, Cel ce iartă, Cel ce ia povara lumii. Asta a vrut să facă, dragii mei. Și ei n-au crezut în El. Și dacă ne uităm și astăzi, Israelul e la fel împietrit. Ei nu cred, puțin sunt cei care cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, este Mântuitorul lumii. Dar noi credem, dragii mei, și pentru asta suntem copii al lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Aș vrea să te întreb în seara aceasta, la primul gând acesta, că Iisus a venit să fie Mântuitorul și Cel ce iartă păcatele, ești tu unul printre cei care sunt mântuiți? Ești sigur de mântuirea ta? Ești sigur că dacă te cheamă Dumnezeu, te duci la El și ești mântuit? Dacă da, slăvit să fie Domnul! Dacă nu, vreau să spun că Domnul Iisus încă dă șansă și astăzi și ne cheamă la mântuire, dragii mei. Ne cheamă aproape de El, că El pentru asta a venit să ne mântuiască. Și cred că nu e alt lucru mai mare, mai de dorit în lumea aceasta decât să fii mântuit, să fii iertat. Uitați ce zice în Luca, capitolul 18, versetul 31, 32, 33, ce spune Domnul Iisus Hristos înainte de a merge în Ierusalim și le spune ucenicilor. Versetul 31, Luca 18. Iisus a luat cu sine pe cei 12 și le-a zis,
Iată că ne suim la Ierusalim. Și tot ce au fost și tot ce a fost scris prin proroci despre Fiul omului se va împlini. Căci va fi dat în mâna neamurilor, vor fi bajocorit, îl vor bajocori, îl vor ocări, îl vor scuipa și după ce îl vor bate cu nuiele, îl vor omorî. Dar a treia zi va învia, slăvit să fie Domnul. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos reprezintă ucenicilor drumul Lui pentru care a venit. A venit tocmai pentru aceasta, să moară și să fie Mântuitorul lumii. Și cei de acolo nu L-au primit, n-au crezut în El. Dar noi, dragii mei, care suntem aici, vreau să vă spun în seara aceasta, dacă nu ești în păcat cu Dumnezeu, dacă nu ești sigur pe mântuire, dacă n-ai o relație cu Dumnezeu, în seara aceasta poți să strigi către Dumnezeu, să zici, Doamne, și eu vreau să fiu mântuit. Și eu vreau să Te primesc în viața mea, în inima mea. Pentru că nu-i sigură viața, dragii mei. Nu-i sigură ziua de mâine. Nu știi cât trăiești. Dumnezeu încă ne cheamă, încă face chemarea aceasta la mântuire, la pocăință, dragii mei. Pentru că mântuire fără pocăință nu se poate. Mulți ar vrea să fie mântuiți, să fie iertați, să se prezinte și ei acolo unde merge biserica, dar fără pocăință. Și asta nu se poate. Deci a noi, ca și predicatori ai cuvântului lui Dumnezeu, predicatori care predicăm drept cuvântul lui Dumnezeu, vrem să vă spunem că dacă vrem să fim mântuiți, trebuie să ne pocăim, dragii mei. Trebuie să ne întoarcem cu totul la Dumnezeu. Nu jumătate, ci totul. O întoarcere totală la Dumnezeu. Sunt unii care vreau să fie și cu Dumnezeu, dar și cu lumea. Să vină și la biserică și dacă se poate să slujească, dar când merg afară, să trăiască așa cum vreau ei. Vreau să vă spun că nu așa a gândit Domnul și nici nu permite Dumnezeu așa. Dumnezeu ne cheamă la mântuire, vrea să ne ofere mântuirea, o face cu tot dragul pentru noi, pentru că a murit pentru noi, dragii mei, și mesajul acesta rămâne valabil și astăzi pentru noi, să venim la El toți cei trudiți și împovorați, că El ne dă odihna veșnică, că El ne dă mântuirea, dar El vrea, pe lângă darul care El dă mântuirea, noi să răspundem cu pocăință, dragii mei. Pentru că Matei 7 spune acolo un cuvânt care l-a mai repetat și îl mai repet și acum, că a spus Domnul Iisus, nu oricine zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția lui Dumnezeu, adică va fi mântuit, ci doar cei ce fac voia lui Dumnezeu. Și Biserica Speranța trebuie să fie o biserică care face voia lui Dumnezeu. Și eu și dumneata care mă asculți trebuie să fim aceia care facem voia lui Dumnezeu. Și voia lui Dumnezeu este pocăința, dragii mei. E greu cuvântul acesta, pocăința, dar e de la Dumnezeu, dragii mei. Nu e nimic mai frumos când ești chemat de Dumnezeu la mântuire și tu răspunzi cu pocăință. Răspunzi cu pocăință, dragii mei. Așa să ne ajute Dumnezeu. Că nu merită să zicem că suntem pocăiți și să credem că mergem bine și să credem că ajungem în Ierusalimul Ceresc, așa cum se cânta, și să credem că suntem cu Biserica Domnului. Și la sfârșit să zică Domnul, depărtați-vă de mine, de la mine, că nu vă cunosc. Adică nu vă cunosc ca și copiii mei, ca și aceia care v-ați pocăit cu adevărat. Vă cunosc, că Dumnezeu ne cunoaște pe toți, așa zice Biblia, că la El nimic nu e ascuns, totul e descoperit, cunoaște pe fiecare om, dar nu ne cunoaște ca și copiii Lui, mântuiți. Și aș vrea în seara aceasta Dumnezeu să vă binecuvânteze și toți care sunteți aici în Biserica Speranța să fie printre cei mântuiți cu adevărat. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Deci primul lucru, El a venit să mântuiască, s-a oferit ca și dar mântuire pentru oameni, pentru Israel, pentru toată lumea, dar ei nu L-au primit. Noi să-L primim, dragii mei, să-L primim în primul rând ca mântuitor. Și uitați, El merge mai departe și ar vrea să merg cu gândul acesta mai departe din versetul 41, unde ajunge Domnul Iisus înaintea cetății. Și vede cetatea, El era pe măgăruș, El mergea spre cetate, cu alaiul, dar o să privim mai târziu spre aceasta,
Și Domnul Iisus, așa cum spunea deja fratele Abel, a început să plângă pentru cetate. Și uitați 41, versetul 41 ce zice, și aici se vede caracterul Domnului Iisus, inima Domnului Iisus pentru oameni. Pentru că putea să prezinte ca un judecător, că El este Dumnezeu, dragii mei, și să zică altfel. Dar uitați, înainte de a enunța o sentință, arată inima Lui care plânge pentru om, dragii mei. Dumnezeu ne iubește, asta vreau să vă spun. Dumnezeu și-a dat viața, Domnul Iisus și-a dat viața tocmai că te iubește și mă iubește. Și El a plâns pentru cetate și a plâns și pentru noi atunci, dragii mei, și plânge încă. Pentru mulți, inima Lui este durerată pentru că oamenii nu-L înțeleg, dragii mei. Oamenii nu-L înțeleg și cei ce nu-L înțeleg nu-L ascultă. Și sunt puțini aceia care merg pe calea îngustă, pe calea dreaptă. Sunt puțini, dragii mei, că așa zice cuvântul lui Dumnezeu. Calea largă și pe ea sunt mulți. Dar cei care merg pe calea strâmtă, pe calea mică, îngustă, aceia ajung la Dumnezeu. Și Dumnezeu să mă ajute și pe mine și dumneavoastră, toți să ajungem în împărăția lui Dumnezeu. Nu să ajunge prin fapte în împărăția lui Dumnezeu? Nu să ajunge prin eforturi personale, să ajunge prin Hristos. Dar trebuie să răspundem cu pocăință, dragii mei. Pentru că zice în Iacov, credința fără faptele credinței, cum este, dragii mei? Spuneți mai tare, să auzim. Este moartă, adică nu are niciun sens, nu are folos, dragii mei. Că mulți zic și eu cred, și eu cred și m-am botezat cândva. Dar faptele nu demonstrează că sunt copii al lui Dumnezeu. Dumnezeu să ajute și să aducă o trezire în biserica Speranța. Așa îmi doresc de mult ca Dumnezeu să lucreze iarăși. Au fost vremuri așa de binecuvântate în biserica noastră în care, dragii mei, la predică se zicea amin și aleluia. Și oamenii erau cu o relație binecuvântată. Nu zic că e rău acum, e bine, dar poate pandemia aceasta ne-a distanțat puțin. Dragii mei, e un har să fii la casa lui Dumnezeu, să te închini și să auzi că Dumnezeu te iubește, că Dumnezeu are un viitor și are o nădejde pentru tine. Cred că e foarte important lucrul acesta, dragii mei, și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Și uitați, Domnul Iisus intră, merge spre cetate și zice, versetul 41, când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea. Și eu cred că Iisus chiar a plâns. Chiar a plâns. Chiar l-a durut pentru cetate. Chiar a știut pentru ce a venit în lumea aceasta. A venit din Dumnezeu adevărat să se întrupească, să întrupeze și să devie om ca să salveze oamenii. Și a văzut reacția oamenilor. Și când a văzut reacția oamenilor, a început să plângă, știind ce va urma, pentru ce consecințe mari vor fi. Și zice versetul 42, și a zis, dacă ai fi cunoscut tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Și începe profeția și începe ceea ce spune Domnul Iisus că se va întâmpla datorită faptului că ei nu l-au primit pe Domnul, că nu l-au acceptat ca mântuitorul lor. Dragii mei, Iisus a plâns pentru ei. A fost o vreme de cercetare pentru Israel, pentru Ierusalim, dragii mei. Domnul Iisus Hristos, 3 ani și jumătate, i-a cercetat, dragii mei. I-a cercetat prin predici, prin vindecări. Câte vindecări a făcut Domnul acolo? Ei au văzut, au știut că e ceva deosebit, că e Mesia, dar până la urmă au refuzat să creadă în El. Au văzut, El a vindecat ori, dragii mei, au scos demoni din oameni, a arătat că El este Fiul lui Dumnezeu. Și în final, ei n-au prins vremea aceea, care era o vreme prielnică pentru ei, vremea cercetării. Aș vrea să spun în seara aceasta, privind la gândul acesta, că există o vreme a cercetării pentru fiecare. Dumnezeu ne cercetează chiar și în seara aceasta. Credeți lucrul acesta? Dumnezeu e aici prezent. Domnul e prezent aici. Vă vorbesc eu acum, dar Duhul Domnului este aici la lucru. Vă va vorbi și alți frați și alți frați. Dar Dumnezeu vorbește, dragii mei. E o vreme a cercetării pentru fiecare dintre noi. Că vrem să acceptăm
sau nu acceptăm. De fiecare dată când se transmite cuvântul lui Dumnezeu în mod clar și direct și se face chemarea, atunci e vreme de cercetare. Și noi trebuie să luăm o hotărâre, dragii mei, să luăm atitudini în viața noastră. Israelul, Ierusalimul a fost cercetat de Domnul, dragii mei, a fost Domnul Iisus în carne și oase acolo între ei, l-a văzut pe cel nevăzut, dragii mei. Și totuși, când să-L creadă, să-L urmeze, l-au refuzat, l-au respins. Noi știm din Biblie că Domnul Iisus tot ce a făcut, cunoaștem, știm că Domnul e aici și vorbește, știm că cuvântul Lui este vrednic de crezare. Ce atitudini avem față de Domnul Iisus Hristos? Care e răspunsul tău la chemarea care ți-o face de a fi pocăit cu adevărat? Este o vreme a cercetării în care te cercetează Dumnezeu și mă cercetează. Cercetarea Lui, așa cum v-am spus, e prin cuvânt, e prin predici, e prin zidire, poate fi prin binecuvântare, de multe ori se cercetează să-ți arate că El e cu tine, că El e bun, că te ajută. Poate ai cerut Domnului și Dumnezeu te-a ajutat și zici, uite că m-a lucrat Dumnezeu. A fost cercetarea lui Dumnezeu. Să știți că pe unii binecuvântează Dumnezeu și ei văd că e cercetarea Domnului. Pe alții, și bine când, când înțelegi că e cercetarea Domnului, să nu zici că te-ai descurtat tu, că atunci ai foarte rău. Sau pe alții îi cercetează prin necaz, dragii mei. Și necazul și încercarea e o cercetare a lui Dumnezeu și are un singur scop, apropierea de El, să ne strângă aproape de El, că ne vrea veșnicia, că se termină viața. Și spunea fratele Marius, frați care au probleme și așa, din România am avut atâția din zona noastră care se duc și nu sunt vârstă tare. Merg la spital, un pic de febră și nu mai vin acasă. Se duc oamenii. Problema e unde se duc. Pentru că cei ce îl au pe Hristos se duc bine. Se duc la bine, că acolo e mai bine, e mai frumos. E o veșnicie împreună cu Domnul. Nu mai se frică de COVID, nu se mai frică de boală, nu mai ai probleme, nu mai sunt luptele care le avem noi acum. Sunt lupte spirituale. Că noi avem lupte în fiecare zi, dragii mei. Și de ce câteodată suntem stresați? Că ducem luptă. Duci luptă cu diavolul, cu poftele, cu firea, duci luptă după luptă și trebuie să câștigi. Dar prin El, care L-am primit, suntem mai mult decât biruitori, dragii mei, cu El, cu Domnul. De aceea pocăința nu-i grea. Dacă chiar o iei în serios, dacă te decizi în modul cel mai serios să trăiești pentru Domnul, nu-i grea, că te lupți să te ajute Domnul. Știi când e grea pocăința? Când nu o trăiești așa cum trebuie, când ești pe două drumuri. Atunci e foarte grea, că diavolul are acces și te lovește, ca să intenția lui să ne lovească. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvânteze. Așadar, Dumnezeu ne cercetează. Și seara aceasta este o cercetare. Am zis că și prin binecuvântări și prin necazuri, câteodată prin pierde, dragii mei, e o cercetare. Dumnezeu vrea să-ți vorbească, să te trezească, să înțelegi că e mai important sufletul decât trupul. E mai important ceea ce va urma decât ceea ce este aici în prezent. Și are atâtea cercetări, atâtea moduri. Dacă ai o minte de la Duhul Sfânt, înțelegi că Dumnezeu te cercetează și îți vrea binele. Și vreau să vă spun în seara aceasta că întotdeauna cercetarea lui Dumnezeu este spre binele nostru. Niciodată, în momentul când nu te mai cercetează Dumnezeu, momentul când predica nu-ți mai spune nimic, când frații care predică nu-ți mai spun absolut nimic, nu-i mai în seamă, nu-i mai bagi în seamă, nu-i mai poți suporta, atunci o mare problemă. Când Dumnezeu nu-ți mai vorbește pe drum, nu-ți mai vine minte gândurile Domnului să spună nu-i bine ce faci, nu-i bine cum vorbești, nu-i bine cum trăiești, atunci ai rău, dragii mei, trebuie să faci ceva urgent, că te duci unde nu trebuie. Ori de câte ori simți pe Duhul Domnului în viața ta când îți vorbește, e încă vremea cercetării. Și aș vrea să ne pocăim, dragii mei. Aș vrea să vă chem pe dumneavoastră și pe mine în același timp, să dăm un răspuns corect în seara aceasta Domnului. Vrem să ne pocăim. Vrem să ascultăm mesajul și chemarea care o face Dumnezeu cu atâta iubire, cu atâta dragoste. Dragii mei, a mers Domnul Iisus Hristos, a intrat în Ierusalim, a fost debutul săptămânii mare și apoi a finalizat cu moartea, și cu învierea și înălțarea. Dar a mers cu atâta dragoste să moară pentru oameni
Și oamenii l-au respins în felul acesta. Trebuia să fie așa, pentru că Dumnezeu a vrut să facă lucrarea aceasta de mântuire. Era planificat. Dar noi vedem reacția oamenilor, dragii mei, și astăzi reacția oamenilor nu e deloc deosebită, e tot așa. Oamenii, tot oameni sunt. Și eu văd la mine, la serviciu, îmi dau silințele, nu-i ca o laudă, să nu mă interpretați greșit, dar având intrând în contact cu unii din colegi care știu că sunt slujitori aici, încerc să le spun una alta, să le spun de Dumnezeu, că sunt și ei bolnavi, sunt cu depresii și vreau să le spun de Dumnezeu. Și, dragii mei, așa reacționează de interesant. Când e vorba de mântuire, când e vorba de Dumnezeu, mai știi Dumnezeu ce-a fi. Noi aici să fie bine și văd reacția oamenilor. Asta e reacția oamenilor. Aș vrea să spun în seara aceasta că dacă ești în seara aceasta aici și încă mintea ta poate pricepe cuvântul lui Dumnezeu și chemarea lui Dumnezeu, e vremea cercetării pentru tine, răspunde-i pozitiv, spune: Doamne, vreau să mă pocăiesc cu adevărat. Și asta nu-i doar pentru cei ce n-ați făcut legământ, ci pentru fiecare dintre noi, că toți avem nevoie de pocăință. Amin? Eu am nevoie de pocăință și mă lupt în fiecare zi să mă sfințesc mai mult, să trăiesc mai aproape de Dumnezeu. Pentru că cu cât te apropii de Dumnezeu, identifici în viața ta lucruri care trebuie schimbate și Dumnezeu te ajută. Și asta înseamnă pocăință. Pocăință e un proces, nu e un moment. Astăzi și gata, sfințirea e un proces de o viață. Noi tot vedem, tot vedem. Cine spune că odată mântuit și rămân mântuit, nu mai e problemă ce fac, nu merge pe calea bună. Noi trebuie să ne tot apropiem de Dumnezeu, să fim tot atenți la cuvântul lui Dumnezeu, să fim tot atenți la chemarea care ne-o face Dumnezeu la pocăință, chiar dacă câteodată e deranjabilă prin frații care slujesc și predică, dar e cuvântul lui Dumnezeu și pentru aceasta vom fi bucuroși în eternitate și vom mulțumi lui Dumnezeu că Dumnezeu a repetat chemarea, că Dumnezeu ne-a mustrat câteodată și poate ne uităm la frați care mustră prin cuvânt, dar n-ar trebui, ar trebui să privim și să primim cu blândețe cuvântul lui Dumnezeu, care știți ce zice cuvântul? Că poate să-ți dea mântuirea. Cu blândețe trebuie primit. Adică există și o reacție altfel decât blândă, de agresiune. Adică ce-mi tot spui tu de asta? Dar cuvântul Domnului spune, primiți cu blândețe cuvântul care poate să-ți aducă mântuire. Deci poate. Dacă îl primești cu blândețe, adică dacă îl primești în viața ta, cuvântul lui Dumnezeu poate să transforme viața, să schimbe viața. Și dacă ai iubit până acum păcatul, Dumnezeu după ce schimbă mintea, deja nu-l mai iubești, îl urăști, nu-l poți suporta și când cazi în păcat, când ai făcut un lucru rău, deja nu te mai simți confortabil, nu te mai simți bine și deja vrei rugăciune, vrei post, cauți frați, slujitori și le mărturisești. Asta înseamnă că urăști păcatul, că Dumnezeu lucrează și Dumnezeu să ne ajute să ne sfințim, dragii mei. Deci primul lucru e acesta. Dumnezeu a venit, Domnul Iisus, să aducă mântuirea, să s-a arătat ca Mesia, ca Cel ce iartă. În al doilea rând, aș vrea să vă spun că nu doar că mântuie Domnul Iisus, dar El vrea să fie și regele nostru, să fie Domnul nostru, amin? Să fie împăratul nostru, că am zis, pentru unii vreau doar iertarea Domnului Iisus, doar beneficiile care vin de la El. Și Dumnezeu are mult, că zice Biblia, a Lui este pământul cu tot ce este pe el. Până la urmă Dumnezeu poate să-ți dea orice, ce-i bun. Dar nu astea sunt importante. Important și ce? Să-ți dea viața veșnică, să-ți dea iertarea, să-ți dea putere, să biruiești. Asta e important. Și pentru unii, ei vreau doar iertarea de la Dumnezeu. Știți ce vreau să vă spun în seara aceasta? Dumnezeu vrea să fie Domnul vieții noastre, să umblăm călăuziți de El. Și uitați, aș vrea să privim tot în textul nostru, să vedem, pentru că ne oferă și slujirea aceasta pe care o face Dumnezeu, funcția aceasta de împărat. Și în Zaharia 9:9, care îl știți deja, s-a mai citit astăzi, Zaharia 9:9, uitați, ce zice cuvântul lui Dumnezeu despre intrarea, despre profeția asta care e împlinită și a împlinit-o Domnul Iisus Hristos. Saltă de veselie fiica Sionului, strigă de bucurie fiica Ierusalimului, deci Zaharia 9:9. Iată că împăratul tău, și aici subliniez, împăratul, adică Domnul, ăsta e împărat, e Domnul, împăratul tău vine la tine, el este neprihănit,
și biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe mânzul unei măgărițe. Slăviți să fie Domnul! Ăsta e Domnul Iisus Hristos, a vrut să fie împărat pentru Israel și a venit în mod smerit. Dar nu împărat, așa cum zicea fratele Dani, că ei s-au așteptat să fie un împărat pământesc, să le aducă prosperitate. Păi dacă Domnul Iisus a făcut minuni și a mulțit pâinea, de ce să nu fie împărat? Că de pâine avem nevoie. Dacă ar fi cineva care ne mulțește pâinea, l-am alege, nu? Că se mulțește pâinea și ai pâinea. Păi când ești bolnav, deja mergi la el, la împărat și zici, am probleme. Dacă ai mai vindecat, mă vinde și pe mine. Nu e așa? Așa s-au gândit cei de atunci, israeliții, evrei, așa au gândit. Îl vrem pe acesta, dar îl vrem împărat, aici, pe pământ. Au gândit nedrept, pentru că nu asta era misiunea Domnului. El este împăratul etern, este Domnul domnilor, slăvit să fie Domnul. A vrut să troneze în inimile lor și în viața lor, să domnească pe ei, pentru că atunci când vii la pocăință, când vii la mântuire, trebuie să accepți pe Domnul Iisus ca Domnul vieții tale. Ăsta e cel mai important lucru. E bine că dorești mântuirea, e bine că doresc iertarea că Dumnezeu mi-o oferă, dar e foarte important să facem punctul 2, pasul 2, să-L accept ca Domn al vieții mele, adică să mă călăuzească El, să mă conducă El, nu mai fac ce vreau eu. Și dacă ne uităm aici la întâmplarea aceasta, la cum Domnul Iisus Hristos a intrat în Ierusalim, vedem câteva implicații. Ce înseamnă ca Domnul Iisus să fie Domnul meu? Pentru că înseamnă ceva, dragii mei, și aș putea să vă spun multe, dar privim doar de aici. Uitați, în versetul 36, zice cuvântul Domnului din Luca 19, pe când mergea Iisus, oamenii își așternau hainele pe drum. Deci un respect pentru Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute să avem respect față de Dumnezeu și sunt mulți care îl iau în deșert și numele Lui și vorbesc despre Dumnezeu în glumele lor, să nu facem așa ceva, dragii mei. Că este Dumnezeul mare, este Dumnezeul care merită toată onoarea, toată cinstea, tot respectul nostru. El este suveran și în rugăciunile noastre și în cântările noastre. Când ne rugăm, trebuie să știm că stăm în fața unui Dumnezeu mare și atotputernic și El merită tot respectul nostru. Nu ne putem permite oricum. Ei au crezut că se poate oricum. Dar oamenii aceștia, care îmi place în prima fază, în a doua fază, nu mai îmi place de ei. Dar în prima fază au făcut lucruri minunate ce ar trebui noi să le facem. Ca și fapt că Domnul Iisus este Domnul nostru și regele nostru. Deci în primul rând am zis că și-au pus hainele înaintea Lui, respectul cuvenit. Și când s-au apropiat de Ierusalim, versetul 37, spre coborâșul muntelui măslinilor, toată mulțimea ucenicilor plină de bucurie. Aici e un al doilea punct care vreau să subliniez, așa ar trebui să fie viața noastră, de pocăiți, de mântuiți, plină de bucurie. Știți ce zice Psalmul 34? Binecuvântează sufletul, sau binecuvântăm pe Domnul în orice vreme, adică să ai o bucurie în viața ta, în orice vreme. Așa face un copil de Dumnezeu, unul care îl are pe Domnul ca rege, pentru că noi avem toate motivele, dragii mei. Oamenii de afară n-au motivele noastre, dar noi avem motive să fim bucuroși și în casa lui Dumnezeu să dea Domnul să fie bucuria Lui, bucuria divină, Duhul Sfânt să aducă bucurie, pentru că e o roadă a Duhului, bucuria, să fii bucuros că ai pe împăratul împăraților de partea ta. Și noi ar trebui să generăm, dragii mei, bucurie într-o lume care e tristă și supărată și bolnavă. Noi care îl avem pe Dumnezeu să le arătăm, să generăm viața noastră, să se vadă că avem bucurie și Domnul să ne binecuvânteze. Așa mi-e de drag când mă întâlnesc cu dumneavoastră și vă văd zâmbăreți și dau mâna și vorbesc. Îmi place mie că mi-e felul acesta, dar mai mult Dumnezeu vrea să fim bucuroși. Și asta e o atitudine de copil al lui Dumnezeu, bucuros și în necazuri, știind că avem un Dumnezeu tare, un Dumnezeu care ne-a pregătit o viață veșnică, să fim bucuroși și Dumnezeu să ne ajute în sensul acesta, că e o atitudine corectă, e biblică, dragii mei, și e o atitudine bună și așa de frumos e când ești bucuros, toți parcă pe lângă tine se bucură, dar când ești supărat și trist și mânios, parcă toți sunt speriați ce se întâmplă. Mai ales dacă ai și o funcție de conducere, mai mult.
De aceea Dumnezeu să ne ajute să fim bucuroși, să fim, să avem bucuria mântuirii. E cea mai mare bucurie în viața noastră, bucuria mântuirii. Dumnezeu să ne-o dea la toți. Și dacă e cineva aici care nu are bucuria aceasta, adică siguranța că dacă vine Dumnezeu la noapte, să ți-o dea Domnul în seara aceasta. Să te ajute Domnul să fii pocăit cu adevărat și să mă ajute și pe mine să fie bucuria mântuirii. Mulțimea ucenicilor plină de bucurie a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile care le văzuseră. Uitați, Hodoa, o dălea gând aici, dragii mei, copilul lui Dumnezeu trebuie să fie gata să laude pe Dumnezeu în orice vreme. Adică să ai o viață prin care să lauzi pe Dumnezeu. Sau, dacă vreți, o închinare cu viața, nu doar la biserică, să fii omul care laudă prin faptele tale și eu să fiu la fel, prin vorbirea noastră. Să lăudăm pe Domnul, dragii mei, că merită laudele. În orice situație, El merită laudele. El a făcut totul pentru noi. Și oare, în cer, ce vom face? Dacă nu îl vom lăuda și vom fi bucuroși pentru eternitate de ceea ce a făcut Domnul pentru noi. Noi ne învățăm de aici să lăudăm pe Domnul. Și parcă așa de frumos când biserica laudă pe Domnul și toți suntem bucuroși și ridicăm câteodată mâinile sus și ne bucurăm de Domnul. Asta e atitudinea și atmosfera binecuvântată în care se coboară Dumnezeu, în care Dumnezeu lucrează și zidește și dă pocăință oamenilor. Să ne ajute Domnul să fim oamenii care îl lăudăm și care îl proslăvim cu viața, dragii mei. Noi și familiile noastre, că așa trebuie să facem. Și Dumnezeu cred că ne ajută, dragii mei. Ei, în versetul 38, ei ziceau, binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului. Pace în cer și slavă în locurile preanalte. Dar vreau să vă spun, așa cum se amintea deja, cred că la celălalt program s-a amintit, că oamenii aceștia, mulțimea aceasta de ucenici, n-au rămas statornici. Aici l-au lăudat, aici l-au proslăvit pe Domnul. Dar peste câteva zile s-au unit cu cei mai mulți și au zis la moarte. N-au rămas statornici. Dumnezeu ne cheamă să rămânem statornici și în închinare, să fim închinători și la biserică, și acasă, în familie, adică să o iei chiar în serios. Viața cu Dumnezeu se trăiește în modul cel mai serios. În cel mai serios, cu orice îți mai permiți, dar cu Dumnezeu, cu pocăința, n-ar trebui să ne permitem. Că dacă îți permiți azi un pic, mâine mai mult, și alunici pe făgașul acesta și la un moment dat zici că și pocăința e o joacă și te joci de pocăința și așa va răspunde Dumnezeu la sfârșit, să nu ne jucăm de pocăința. Când ne închinăm, să ne închinăm cu adevărat și Dumnezeu primește închinarea. Oamenii aceștia imediat s-au schimbat, au devenit alții și n-au mai fost aceia care au fost, care trebuiau să fie. Dragii mei, Dumnezeu să ne binecuvânteze, Dumnezeu să ne ajute. Aș vrea încetul să mergem spre încheiere și vă spun în a treilea rând că Domnul Iisus are și oficiul acesta sau funcția aceasta de mare preot. Slăvit să fie Domnul, mijlocitor pentru tine și pentru mine. Uitați, n-am citit, dar vreau să vă spun din versetul 45, în jos vorbește despre oficiul acesta. Uitați, a intrat în urmă, după ce a plâns pentru cetate, a spus ceea ce se întâmplă, adică consecințele neascultării, a intrat Domnul Iisus în templu. Și zice, în urmă a intrat în templu și a început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în el. Și le-a zis, este scris, casa mea va fi o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Iisus învăța în toate zilele și cuvântul continua. A intrat în templu și a făcut ordine în templu. El ca mare preot vrea să facă ordine în templul lui. Adică noi suntem templul și templele Duhului Sfânt. Amin? Aș vrea să îl lăsăm pe Domnul să-și facă lucrarea Lui în viața noastră, să curățească orice lucru, orice legătură să le curățească, să ne ierte și să ne deslege. Poate e o legătură și poate nu-ți vine să recunoști, nu vrei să știe nimeni de legătura care o ai tu. Vreau să spun că Domnul Iisus e mare preot, are toată puterea în cer și pe pământ să te deslege de legătura ta, care dacă nu ești deslegat, te duci în iad.
Pentru că în rai se duc cei care l-au stăpân pe Domnul. Nu pot să fie și diavolul stăpân pe mine și o să-i fac lucrarea lui zilnică, să păcătuiesc în fiecare zi și să nu pot să mă ridic și tot în același păcat. Vreau să vă spun că Domnul Iisus e în seara aceasta aici, tocmai să deslege. Dacă îl primim și dacă este Mântuitorul nostru, trebuie să fie și Domnul nostru, dar să lăsăm să fie și marele preot care mijlocește, care strică orice legătură a celui rău. Pentru asta a venit Domnul, dragii mei, și noi să putem să mergem până la capăt. Dumnezeu să ne binecuvânteze, dragii mei. Aș vrea ca Dumnezeu să se atingă de noi. Și dacă ești în seara aceasta aici și n-ai o relație bună cu Dumnezeu, vreau să spun cea mai frumoasă veste, Dumnezeu te iubește. Dumnezeu vrea să fii în împărăția Lui. Pentru aceasta a venit în lumea aceasta, pentru aceasta a lăsat cerul, splendoarea cerului, s-a identificat cu tine și cu mine, tocmai ca să-și dea viața pentru tine. Ai preț înaintea Lui Dumnezeu și am preț. Prinde prilejul, dragul meu. Nu amâna, că știți ce facem noi? Îl ascultăm pe diavolul care zice, mai lasă că mai pot și mai târziu. Ore, mai poți? A spus Domnul Iisus Hristos, clar, aici în versetul 42, dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Iată că este un prea târziu, să nu fie prea târziu pentru noi. De aceea astăzi să ne hotărâm să schimbăm ceva în viața noastră. Dacă trebuie să schimb ceva și să schimb ceva în domeniul vorbirii, să o facem astăzi, să nu o lăsăm pe mâini. Dacă te-ai obișnuit să bârfești, astăzi putem să schimbăm. Azi mai poți face ceva. Azi poți să-i spui, Doamne, aici e punctul slab al meu. Vorbesc și n-am trebuit să vorbesc. Mințesc. Și parcă vreau să spun adevărul și mințesc. Și spun jumătate de adevăr. Dumnezeu te poate elibera. E pentru binele tău în seara aceasta să-i spui Domnului că nu e o seară în care vorbim. E o seară în care te cheamă Dumnezeu, dragul meu, la pocăință clară. Mă cheamă pe mine și te cheamă. Poate mâine să fie ziua ta și Dumnezeu să ți-o dea, dar s-ar putea să nu mai fie ziua cuiva. Deci în seara aceasta, astăzi, dacă auzi cuvântul Domnului, nu-ți împietri inima. Întoarce-te, schimbă ce e de schimbat. Că dacă vine Domnul, să ne găsească bine, să ne găsească gata și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin.